despre bunicuțele noastre. Știm că pun murături în butoaie și zacuscă la borcane și nu droguri la cazan. Atunci cum se face că fix asta au găsit procurorii antimafie atunci când au intrat în hambarul unei bunicuțe de 86 de ani din județul Ialomița? Când i-au trecut și pragul casei și după ce s-au șters, bineînțeles, pe picioare, mascații au descoperit și niște teancuri cu bani. De parcă biata pensionară era nimic altceva decât Griselda Blanco de Columbia, deghizată în mamaie de Ialomița. Iată povestea completă și reală a lui Tanti Ionița, cea care de va fi aflată de Hollywood nu va scăpa fără film biografic. Până mai ieri, singurele prafuri din Misleanu erau cele ridicate de vântul care mătură ulițele pietruite. Însă micuțul sat ialomițean are de acum alte probleme, ce țin de chimiști și, mai grav, de polițiști. Cât despre liniștea locului, ciripitul păsărilor a fost acum înlocuit de sirene și huruiala elicopterelor care survolează localitatea, mai ceva ca în Medellinul lui Pablo Escobar. Sătenii se uită cruciși și cred că au nimerit într-un film despre mafia columbiană, turnat în România neaoșă. Fix în luna femeilor ne-a fost dat să o întâlnim pe Griselda Blanco de Ialomița, bunicuța cu 86 de primăveri trăite și peste 2 kg de droguri ascunse în hambarul din bătătură. După ce o strigăm pe nume, printre gratiile gardului o zărim pe cea care, doar din bunăvoința judecătorului, nu ne zâmbește de după zăbrelele arestului. Vă ofer aceste bomboane. Să fiți sănătoasă și iubită. M-am venit să vă mai îndulcim puțin. Un lucru e clar, Tanti Ionița nu-i bunicuța clasică din povești. Șorțulețul la brâu, gata să-ți facă gogoși, or să pună murături în butoaie. Această bătrână trăiește periculos și, la venerabila vârstă, e sub control judiciar, după ce oamenii legii au prins-o cu butoaiele tixite cu marihuana. Ms. Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful. I know what I'm doing. Unul mai multe. Seamănă cu... Așa. Deci au intrat aici polițiștii, da? Da. Și eu mă urcam pe asta, l-am porut, deci mi-a fost să... Ce să cați un butoi? Cine-i băiatul ăla care a băgat drogurile? Un băiat de aici din sat, un prieten de-al lui nepotul meu. Și el a băgat drogurile acolo? El a băgat. N-a avut cine. El a venit și mi-a zis satul că eu i-a zis că nu, nu și nu, că n-am nevoie. Și George nu e acasă și eu nu mă bag cu așa ceva. Uh-huh. Că tu nu vezi, mă, dobitocule, că așa îi ziceam. Tu nu vezi ce se întâmplă la televizor? Lasă-mă, dracu, pace, ești de-aici și du-te la multa și la socrăță. Da. Da. Și am dat cu el, le-a dus pe furiș. Ce zice, lasă că îi le duc acolo, dă-i adere și... Și era plin butoiul ăla. Nu,
Nu știu, 20 de bucăți. Dar dumneavoastră nu umblați în butoiul acela? Păi de ce să umbl? Și unde mai erau droguri? Mai erau undeva? Nu. Acolo, nu? Alea, alea a fost. Nici acum nu și-a revenit din zăpăceală și sperietura vieții, mai ales că mascații erau puși pe mare deranj și i-au luat la răscolit toată ograda în căutare de prafuri albe, din care băbuța noastră făcea bani pentru zile negre. Păi aici văd că mai aveți un butoi pe acolo. Nu, aici a fost butoare cu griu. Deci aici nu aveți, n-ați avut droguri. Nu e nimic, a fost să cadă. Uite, aici a fost greu, aici a fost greu, l-am uitat cu pățările. Da. Doamna procuror, ce v-a zis? De ce le-a găsat în curte la mine, gata. V-a mirat? M-a mirat de unde le-a spus. Dumneavoastră ce țineați aici de obicei? Porumb. Deci porumb, nu? Mai e un pic. Și aici mai e puțin, acolo mai e puțin. Sub porumbul ăsta nu mai aveți vreo surpriză, ceva, nu? Nu, nu, ce caute? Că zicea să caute lemnele la garaj. Am înțeles. Zic, uite, până aici. Eu vă dau voi. Nu zic că nu vă dau voi. Da. Dar le puneți la loc, lemnele. Și le-au pus la loc? Da, le-au pus mâna pe ele când au auzit așa. Da. Cum mă mai? Păi așa mă mai, adică. Ați răscolit toată casa. Răscolit și lemnele, păi eu mai plătesc iar alți băieți să le pun, să le așez iar, pentru ce? Am văzut și noi de aici mașina de poliție. A fost multă poliție? Da, toată poliția, dar s-o văzut. Am zis că și Dicut și nevasta lui nepoțul ei pe Spania, că a fost fugar, dar l-a prins după nițel timp. Tanti Ionița și-a revenit în simțiri și s-a luat la trântă cu oamenii legii puși să-i strice ordinea în curte. Eu vă spun că nu e. Dacă hai să facem pariu. Și plătiți pariu. Eu știu că nu e, dar... Dați-le, dar puneți-le mea la loc. Era unul și frumos. Zice, nu mai, zice, hai lăsați, nu mai este ca și pe grele. Că zice, nu e, că zice, prea e, ia, nu e, pot să... El spune, dacă vrea să poți alta grădina. Cu toate că e rată, e discuită, e tot, mai dați-i o dată, o să pot ori. Polițiștii v-au crezut pe cuvânt și n-au mai dat lemnele la o parte. Incredibil. Am dat 25 de lei. Zic, am plătit. 2500 de lei. Da. Mi l-a tăiat un băiat cu drujba. Mi-a dat și lui 1500. Dar m-a mai dat 1500 de lei, le-a spart și le-a cărat și le-a pus aici. Și cu ce v-ați cumpărat lemnele? Din banii de droguri? Nimeni de PSD-ul, că eu nu mănânc 35 de milioane pe lună. Ce să mai, bunica se jură că la ea în ogradă nu cresc ierburi halucinogene, ci doar ghiocei, ștevie și alte verdețuri de le găsești și la piață. Deci nimic ilegal. Așadar, de unde kilogramele cu marihuana dosite în butoaie? E întrebarea firească. V-au deranjat aici curtea. Eu și așa aveam de gând să fac curat. Dar v-am făcut mascați. Da, am avut altă treabă eu, că mi-am aranjat grădina. Am curățit-o, am arat-o. Trebuie să-i puneți polițiști la arat. Aia mă întreba că ce pui. Păi ce să pui acolo? Au pus ceapă, usturoi, spanac, salată. Ei se gândeau că dumneavoastră cultivați cannabis. Omnii fai. Că mai puneți pe lângă morcov, pe lângă roșii și puțin cannabis. Pui porumb de fiert, pui pepen galben, pui pepen verz, plăcintari, rublecei. Dar poate ați spus din greșeală niște cânepă de aia. Exotică. Hai, lasă, nu trebuie acum face cu prostiile alea. Când ne paveam, când eram acasă, puneam câte o jumătate de hectar și o seceram și o făceam snop și o băgam în moiat, în baltă, de să topea, la urmă o scoteam, o melițam, aia. Câtă muncă am muncit. Și acum mă ocupați de droguri. Da, și ale cine a spus prostiile ăștia în lume? Să îmbolnăvească copii și... După ce a încercat să ne explice cât de convingător poate că nici n-a semănat și nici n-a ascuns droguri în șoproane, mama aia ne spune că ea nu are absolut nicio vină în acest dosar penal complicat de trafic greu. Procurorii au însă probe de netăgăduit pe numele bunicii Ionița și ale nepotului și indicii că s-au băgat adânc în afacerea cu stupefiante. Pe surse, sunt informații că această bătrânică, pe cât pare de nevinovată, ar fi testat marfa înainte să o vândă mai departe către clienți. Fals, exclamă pensionara. Totul a fost o înscenare pusă la cale de un individ care a trădat încrederea iubitului nepot.
Așadar, la mijloc este invidia. Prietenul nepotului. Da, prietenul. El venea noaptea. Noaptea a venit. Și înseamnă că poate atunci venea, lua drogurile și le vindea. Și le ține aici. El banii a făcut, vă dați seama că nimeni nu face ceva gratis. Și el acum unde este? E arestat sau? Cine? Băiatul acela. E în Germania. E în Germania? A, deci el e în libertate. Foarte tare. Da. Normal, ce treabă are el? Însă, cumva, calculele nu ies. Cum a reușit bunicuța să agonisească din pensie toată suma găsită de procurori? Dar ei v-au găsit și bani în curte? Păi, bani a fost banii mei. În casă i-am avut. A, în casă i-au găsit. Păi în casă, una pe unde era să-i țiu. Și cât, ce sumă au găsit? Păi am avut 450.000. De 4 ani de când strâng. Țineam și eu să fac casa acum primăvară, să o obsesc, să-mi iau și o coșciuc, să-mi iau și o ce trebuie, comană. Dacă mor acum, eu n-am niciun leu, decât am luat pensia. Păi și banii aceia vi-au luat? Păi i-au luat, a zis aia procurorul că mi-i dă. Sunt sub sechestru. Ha? Sunt sub sechestru banii. Da. Zgârcenia. Ea a făcut-o bogată pe tanti Ionița. O spune în gura mare acest vecin care nici nu vrea să o vadă în fața ochilor, mai ales de când a aflat că se dedă la afaceri cu prafuri. S-a uitat că n-are bani. Aolo. Da. Serios? Da. Păi cum, că are și pensie bună, are și bani puși deoparte. Pensie bună, dar e ufoasă. Opa. Pe jevenche. Cum? Pe jevenche. Ce înseamnă? Ce înseamnă pe jeveni? Nu, ce înseamnă? Adică tu spui că nu ai, dar ești, ai buzunarii pline. Eu am pensia 37.000 3.700 de lei. Da. E bună. Ce mai întrebe mie prostiile lor? De doamna procuror. Sunt femeie, sunteți femeie. Eu nu fumez, eu de la început. Felicitări, felicitări. Așa, eu nu beau. Felicitări. Păi beau o bere așa, să zic așa, la două săptămâni, o bere de aia de o jumate, mai mare. Mâncăruri, salamuri, mizeluri, de așa eu nu mănânc. Nimic nu mănânc. Nici poate ori nici. Dar nu sunt sănătoase, în primul rând, alea doamne. Și parizie, și creveți de aia, și... U, calculată-i voața, recu. Ar mai da și eu un ban împrumut la oameni, așa, sau... A, nu, nu, nu. Dacă dai tu sau eu să-i ceri un leu, nu am, nu am, nu am. Chiar credeți că am vândut droguri? Bă, eu nu știu, nu am văzut. Dar acum cred. De ce? Ce vă face să credeți? Pentru că atunci când era nepotul ei aici, se droga. Pe nepot l-ați văzut droga? Da, o dată, de multe ori. Am avut ciudă pe nepotul meu. Și dacă nepotul meu a fost plecat, un prieten de-a lui. Dar să-i fac așa rău? Dar de ce? Ce a avut cu el? Ca să-i facă rău. Bă, da, nu mai poți să mai încrede nici în fratele tău, nici în mama ta. Vă pare rău acum de ce i s-a întâmplat sau merită? Merită. Merită, gură, merită. Fii femeie la 80 ceva de ani. Știu că s-a mai întâmplat acum un an cu nepotul, dar iar eu stat. Altceva. Că cumva lua droguri de la dumneai de acolo, din curte, am înțeles. Probabil le aducea cineva, dacă era să le ia. Că nu cred că se ducea ea la 87 de ani să aducă droguri. Era aduse de cineva. Dacă au ajuns și pensionarii, vă dați seama. Da. Ce să le facem? Asta e. E de râsul plânsul. Da, da. Nu. Dar dumneavoastră v-ați fi riscat vreodată cu așa ceva? Nu. Să știți că face 10.000 de euro pe lună. Nu, pentru că nu se merită, adică mă prinde și ce fac, mă să fac pușcărie pentru ce? Sau, de exemplu, să stau în curte și dacă vine poliția la mine la poartă să-mi fie frică să ies, că, vezi, Doamne, am ceva, sunt pătat. Nu.
Cu mâinile uscate și bătătorite de muncă, vecinii Oniței spun că n-ar putea să strângă niciodată suma agonisită de Griselda Ialomiței. Nu, normal că un om obișnuit care muncește ca mine la țară, pământ și astea, nu. Mai mult de 1 milion pe zi, o zi întreagă de dimineață la 7 și până la 7 seara, te îndoaie munca cinstită. V-ar tenta vreodată să faceți trafic de droguri? Viața mea, așa ceva, nu. Deci mai bine lucrați cu ziua. Muncă cinstită și vorba lui ăla, o ceapă spartă în patru și o pâine goală și liniștit pe penalul. Da, decât cu poliția peste tine? Nu, cu așa ceva, nu. Asta lucru murdar. Dar așa zice lumea aici, în localitate Griselda? Asta, na, fiecare e un glume de-astea, Grisera. Da, aveam un nepot. Băia de ispravă. L-a luat poliția. L-a luat. Și a făcut-o cu mâna lui. Păi, dacă l-a îndemnat la rău să facă, acum să fac pedeapsă. Altceva, ce să... Sunt certați cu munca, probabil nu le place munca și vor banii câștigați ușor. Corect. Femeia spune că a strâns peste 400.000 de lei în 4 ani. Crezi că putea să-i strângă așa din bani cinstiți? Nu știu, nu cred. Eu am înțeles că a avut pensie, așa am auzit și eu ce am văzut la televizor. Dar atâta sumă mare nu cred. Da, dar știu despre ce-i vorba, despre băbuță. Dar ce băbuță? Ai de foarte rău din partea ei ce a făcut la bun. La vârsta care o are, nu mă gândeam să fac așa ceva. Poate vă sună chiar ea. Nu, că n-am numărul bătrânei. Nu? Nu. Poate aveți nevoie de ceva. E o vecină. Da. Bun. Și ce ziceți? Credeți că a făcut ea? Ce zic polițiștii? Are un nepot. Cred că a pus-o să facă treaba asta. Ea a zis că dă-mi pensie, a strâns banii și... Atâția bani. Atâția bani, da. A rămas uimită. Eu muncesc, soțul e pensionat pe caz de boală, eu tămui morți, îi fac cura la morminte, dar n-a strânge așa ceva. Eu am avut probleme cu dantura, am muncit ca să strâng bănuții, ca să pot să-mi fac dantura. M-a costat 22 de milioane, plus ce trebuie să dau pentru proteză. Însă și pentru banii strânși, femeia are o explicație. Munca și pozițiile de conducere. A creșit ca dat la televizor de umplut țara. Dar ce ați lucrat la viața dumneavoastră? La ce n-am lucrat? Sunt femeie educată, cu școală. Ce n-am făcut? Da, 4 clase, că așa s-a învățat pe timpul nostru. Am fost trăitor, iată, am avut atelier, am avut 24 de fete lucrătoare. Atelierul asupra mea. Soțul femeii a murit de mult, iar fiul s-a mutat la altă casă din sat, știind că pentru mama lui mai important este nepotul cu care s-ar fi făcut parteneră în trafic de narcotice. Era nicio treabă, că nu știe, că mă rog. Mie nu-ți spune nimic, stai cu mine. Nu-ți spune mie nimic. Când venea să te la dumneavoastră? Da. Și acolo șopanul ăla, am un ambar mare care am porut și mă ia o gorablă de butoi. Fiți! Dar zic că aia n-aș că mai bani. Da. Și-a luat porumb, când a spus, păi da, a luat porumb. Și-a dat la păsă. Da, a luat porumb și-a plecat, dar dracu, să a încătat un butoi, ce fac? Păi dacă știa, căuta și le dădea. Primarul din Misleanu intră și el în scenă în acest narcos ialomițean. Ne declară că a auzit de marfa pensionarei, dar că producția sigur nu e autohtonă, că altfel el ar fi mirosit-o. Asta n-a crescut tu ea, am ți adusă, nu știu. De import. Am înțeles că era monitorizată, urmărită. Știu sigur că în urmă cu 3 ani a fost o descindere, l-a urmărit pe cumva văd că aia clipește. Da, se registrează, da. Zice, da? Continuare, ca să nu mă trebuie. Deci a fost o descindere și l-a prins pe unul acolo care o căra de la în București. Unde? Tot la ea la gospodărie sau unde? Da, acolo, în fața ei, în fața porții ei, acolo a prins pe cineva. Da. Și acum a recidivat, cum ar veni. Să nu credeți însă că afacerile cu prafuri și ierburi crescute printre capre și vii sunt ceva nou pentru această zonă a țării. În 2016, procurorii au prins un fermier ialomițean care s-ar fi transformat în narcotraficant,
În 2020, în comuna Perieți, procurorii de Icoot au interceptat un colet cu 4 kg de droguri, iar în toamna anului trecut, doi bunici din Bărbulești au fost arestați pentru că își organizaseră cei 12 nepoți într-o rețea de distribuție de stupefiante. Totul se întâmplă într-o țară în care industria traficului de droguri a explodat, fix în fața autorităților. Cât despre Griselda de Ialomița, ne salută Tacticos din Bătătura, unde a jucat rolul vieții ei. Nu a legănat nepoți, ci a distribuit stupefiante la venerabila vârstă de 86 de ani.